Horoscop zilnic. Horoscopul zilei Berbec. Începutul zilei se va petrece într-o dispoziție proastă după o noapte agitată, iar odihna insuficientă va fi principalul factor de disconfort pentru voi. Sunteți neliniștiți și aveți un sentiment extrem de neplăcut de care pur și simplu nu puteți scăpa. Rezervați-vă puțin timp pentru meditație înainte de a merge la muncă. Trebuie să vă reveniți pentru a putea face față sarcinilor de lucru care nu vor fi puține și nici dintre cele mai simple. Poate aveți nevoie tocmai de un moment de liniște și relaxare pentru a vă remonta. Aveți grijă la modul în care relaționați cu ceilalți în această zi, pentru că sunteți puțin dispuși la a face compromisuri. Horoscopul zilei Taur. Simțiți nevoia să vă aplicați mai mult asupra chestiunilor spirituale. Vi se pare că este momentul să explorați mai atent aceste aspecte. Puteți să vă rugați mai mult, să ascultați sfaturile unor duhovnici. Poate fi o modalitate excelentă de a vă regăsi, de a vă reface starea de echilibru. Sunteți pregătiți să renunțați la superficialități, să vă implicați cu mai multă energie în activități care să însemne ceva mai mult pentru voi. Poate că a face bine altora vă va face să vă simțiți împliniți. Să simțiți că asta este menirea voastră în viață. Acordați mai multă atenție și relație cu partenerul, care vă va încuraja spre întărirea legăturii intime. Horoscopul zilei Gemeni. Astăzi vă simțiți în stare să escaladați un munte. Debordați de energie și vitalitate și aveți posibilitate să vă implicați în proiecte mărețe, să demonstrați odată în plus celorlalți și vouă înșivă că sunteți în stare de foarte multe lucruri minunate. Fiți totuși flexibili și țineți cont și de părerea celor din jur, mai ales dacă este vorba de apropiați care vă vor binele. Cu atât mai mult trebuie să vă consultați atunci când sunteți puși în situația de a lua decizii care pot să afecteze și alte persoane. E posibil că din prea multă exuberanță să faceți și greșeli, așa că o minte limpede alături poate fi de mare ajutor în astfel de momente. Horoscopul zilei Rac. Ambiții mai vechi vă împing să faceți primii pași spre realizarea lor. Un anumit moment mai dificil de pe parcursul zilei ar putea fi denotatorul pentru luarea deciziei de a trece la acțiune. Aveți însă mare grijă cu ceea ce vă doriți, căci știți cum se spune, s-ar putea să se împlinească. Este bine ca obiectivele pe care vi le propuneți să fie realiste și realizabile. Nu v-ați dori să vă lansați în proiecte fanteziste sau care necesită mult prea mult timp pentru realizare. Timpul îndelungat înseamnă și consum mai mare de resurse, precum și apariția unor frustrări care nu vă vor da o stare psihică prea plăcută, așa că analizați foarte bine în ce proiecte de viitor să vă implicați. Horoscopul zilei Leu. Faceți tot posibilul să găsiți echilibrul atât în relațiile de prietenie, cât și în parteneriate. În această zi se impune ca voi să fiți fioara întâi în orice relație, adică să fiți cei care să facă eforturi pentru a o face să funcționeze. Este important să vă puneți la bătaie abilitățile de comunicare care vă pot scoate din orice situație mai dificilă. Nu mai amânați planurile de viitor, chiar dacă și mâine este o zi. Stabiliți-vă obiective clare, termene limită pe care să le puteți respecta și treceți la treabă. Dacă vă organizați așa cum trebuie, puteți avea mari șanse de reușită. Nu faceți excese alimentare pentru a evita exacerbarea anumitor probleme a rinichilor sau stomacului, organe care astăzi par a fi ceva mai sensibile. Horoscopul zilei Fecioară. Vă doriți ca ziua de azi să fie o zi deosebită, să faceți ceva ieșit din rutina de zi cu zi. Faceți planuri cu familia sau cu partenerul. Vor fi bine primite și veți avea ocazia să petreceți timp împreună și să vă consolidați relația. Chiar dacă veți depurta discuții legate de chestiuni serioase, un cadru informal și plăcut poate relaxa și poate ușura găsirea unor soluții potrivite. Nu ar fi greșit nici dacă organizați o ieșire cu prieteni apropiați. Aveți șansa să împărtășiți anumite idei și aveți posibilitatea de a afla lucruri noi și interesante. Astfel de conversații pot avea un impact pozitiv prin faptul că vă pot face să vedeți anumite lucruri dintr-o altă perspectivă. Horoscopul zilei Balanță. Comunicarea este cea care vă încurcă astăzi destul de mult. Primiți semnale contradictorii din mai multe părți și nu prea vă simțiți capabil să le decantați așa cum trebuie.
Dacă credeți că aveți nevoie de o pauză, încercați să faceți rost de ea. Poate că este exact ceea ce vă trebuie la acest moment. Ați putea ca, distanțați de toți și de toate, să fiți capabili să percepeți mai clar cauzele chestiunilor care nu funcționează așa cum trebuie. Nu este recomandabil să luați decizii majore pe plan financiar, mai ales când sunteți atât de derutați. Amânați pe cât posibil pentru momente mai liniștite, pentru vremuri mai limpezi. Horoscopul zilei, Scorpion. Sunteți inventivi și veți reuși să găsiți modalități de stimulare financiară. Însă aveți mare grijă să nu vă lunecați cu fire și să acceptați cine știe ce afaceri dubioase. Fiți puțin mai îngăduitori cu persoanele din jur, mai ales cu apropiații, cu echipa de colaboratori de încredere. Nu totul este alb și negru, mai există și nuanțe. Faceți-vă timp să vedeți și pe lateral, nu doar înainte. Sunt moduri de a vă spune că trebuie să fiți flexibili, să-i ascultați și pe ceilalți. Este adevărat că aveți leadership-ul în sânge, însă nici restul lumii nu e de neglijat. Îngrijiți-vă de sănătate. Odihniți-vă și hidratați-vă suficient, căci mediul înconjurător își va pune amprenta și vă poate stoarce de energie. Horoscopul zilei, Săgetător. Practicați mai mult în ceea ce privește comunicarea cu cei din jur. S-ar putea să găsiți rezolvarea multor probleme discutând așa cum trebuie despre ele. Aveți momente când prezentați o fire mai închisă, mai retrasă, însă gândiți-vă că cei din jur nu au de unde să știe ce simțiți și care vă sunt nevoile. Găsiți prilejurile potrivite pentru a spune ce aveți pe suflet și pentru a asculta pasurile celor apropiați. Faceți în așa fel încât să promovați legături mai strânse cu persoanele care vă sunt aproape și vă susțin necondiționat. Chestiunile profesionale vă incită să vă dezvoltați abilitățile și bagajul de cunoștințe în domeniu. Ați putea fi tentați să încercați un curs de perfecționare, o reprofilare în activitatea voastră. Poate în anumite împrejurări, exact acesta ar putea fi lucrul care vă trebuie pentru a vă simți împliniți. Horoscopul zilei, Capricorn. Dacă ați avut o perioadă mai stresantă în ultimul timp, ar fi bine să vă îngrijiți puțin de sănătate. Echilibrați mai bine timpul de muncă și de odihnă, pentru că nu veți putea susține la infinit un ritm alert. Aveți grijă să vă alimentați și să vă hidratați corect. Ba chiar încercați să faceți puțin sport. Endorfinele vă vor face să vă simțiți mult mai bine și să vă refaceți atât psihic cât și fizic. Atenție mai mare la relația cu membrii familiei, care tinde să se cam tensioneze și să rămână pe tot parcursul zilei astfel. O parte a problemei s-ar putea să fie legată de chestiunile financiare, care prezintă unele părți ceva mai complicate și mai susceptibile. Horoscopul zilei, Vărsător. Trebuie să găsiți un echilibru între necesități și venituri, între ceea ce vreți să cheltuiți și ceea ce puteți realmente cheltui. Se știe că vă place să finalizați ceea ce începeți, dar nu este înțelept să cheltuiți fără limită. S-ar putea ca ulterior să fie extrem de greu să recuperați. Să nu vă pară rău, mai ales dacă realizați că a fost și un efort nenecesar. Vreți doar să vă faceți viața mai ușoară, nu mai dificilă. Cântăriți deci cu mai multă chipzuință alternativele. Partenerul va dori să ieșiți împreună și să vă distrați. Ar putea fi o modalitate excelentă de a vă relaxa și de a vă pune ordine în gânduri și priorități. Horoscopul zilei, Pești. Astăzi, probabil, veți vrea să vă schimbați puțin modul de a vedea relațiile pe care le aveți cu ceilalți, cu partenerii de afaceri, cu colegii de muncă, cu familia. Chiar dacă nu aveți o părere prea bună despre voi astăzi, nu trebuie să-i pedepsiți pe ceilalți. Încercați să evitați pe cât posibil să vă manifestați deschis la abilitatea emoțională, pentru că va fi greu înțeleasă de cei din jur. După un anumit timp, nimeni nu va mai fi impresionat de schimbările voastre bruște de dispoziție, de capriciile pe care le afișați, uneori parcă ostentativ provocător. Din păcate, astăzi nu veți găsi prea multă empatie de la persoanele din anturajul vostru. Horoscopul zilei de azi.